Deci astăzi, cu prilejul acestui praznic, închinat Maicii Domnului, închinată uneia dintre cele mai importante sărbători ale Maicii Domnului din cursul anului bisericesc, dat fiind faptul că frățiile voastre știți, care mergeți în ritm cu calendarul nostru, cu împlinirile pe care biserica le face pentru ca să vă aducă vouă sau să ne aducă nouă, în principal, în atenția duhovnicească, acea icoană a Maicii Domnului, ei bine, praznicul care aduce mai mult în mijlocul bisericii pe Maica Domnului este tocmai acesta de astăzi, când în mod real Maica Domnului, cum ați înțeles din cuvântul de învățătură al Părintelui Marius, Maica Domnului vine la templu, ea devenind templu. Și după ce a devenit ea templu, noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Deci ceea ce însemnează că trebuie să rămânem în Biserica lui Dumnezeu. Și acesta este apelul nostru de astăzi. Rămâneți în Biserica lui Dumnezeu, rămânând, faceți parte din icoana Bisericii. Și icoana Bisericii unde se așează? În catapiteazmă. Deci să ne rugăm astăzi în timpul acestui praznic ca să fim icoană și noi și să fim împreună cu Maica Domnului, să fim Fiul Maicii Domnului, să luăm ca și Maica Domnului har peste har, căci ea s-a dus în templu și timp de câțiva ani buni, de la 3 ani până la aproximativ 12 ani, a stat acolo și s-a rugat. Ei bine, unde intrăm în comuniune cu Dumnezeu? În spațiul sacru al bisericii. De aceea, este Dumnezeu peste tot, dar veniți în spațiul acesta sacru, ca să vă sfințiți sufletele și trupurile voastre. Și astăzi, în acest praznic, în general, praznicul face parte din postul acesta frumos al pregătirii nașterii Domnului. Și deci dacă ne pregătim, să ne pregătim ca și Maica Domnului, cu post, cu rugăciune, cu tot ceea ce avem noi de împlinit în viața noastră de creștini. Deci, părinții, frații, surorile noastre, care au calitatea aceasta de cărămizi, din care se constituie Biserica lui Hristos. Ei bine, dacă iei o cărămidă dintr-un templu, atunci el se subrejește și poate să cadă. Deci, fiți în continuare templu Duhului Sfânt, deci unde se lășluiește Dumnezeu și atunci, în acest praznic, călugărițele, călugării, credincioșii, pruncii, toți vin în mod simbolic și se împărtășesc în biserică și a făcut acest apel și într-un poem al nostru scurt, în care spuneam că părinții, maicii creștini cu cernici, cu vlădicii împreună. Și astăzi, în mod special, ne-am rugat pentru cei care suferă și sunt atâția erari, care, iată, suferă în această perioadă de pandemie în întreg pământ. Deci, părinți, maici, creștini cu cernici, cu vlădicii împreună, să mergem astăzi în biserici, să primim sfântă cunună. Maica Domnului Fecioară ne așteaptă maiestos, spovediți, curați la suflet, ca să-L primim pe Hristos. Cum azi, Maica Preacurată intră în templu ca în cer, ea fiind aleasa lumii, așezată în mister. Atunci noi, ca și dânsa, dobândim har peste har și zicem, bucură-te curată, mijlocind la Fiul tău, ca să păstrăm unitatea, lăudând pe Dumnezeu. Amin. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă dea pace și liniște și rămâneți în biserică, rămânând în biserică, rămâneți în dragostea lui Hristos, căci fără El nu putem face nimic.